Criza pandemică nu i-a ocolit nici pe bătrânii care sunt beneficioare ai unui centru de zi din Strășeni, dacă până nu demult pe holurile încăperii pulsa viața, astăzi încăperea e mai mult pustie, pentru că oamenii în etate fac parte din grupul de risc de contaminare cu coronavirus. Administrația publică locală a decis sistarea activităților din cadrul centrului. În pofida acestei provocări, personalul centrului de zi nu dă uitării bătrânii, așa că zilnic peste 100 de bătrâni primesc prânzul cald la domicili, produsele alimentare și de igienă care le sunt atât de necesare. Din 2003, Asociația Neo-Umanist este mai aproape de vârstnicii din Strășeni. La centrul de zi, bătrânii își mângâiau sufletul cu diverse activități, de la cercul de dans până la cel de limba engleză. Aici luau mesele regulat, făceau duș, beneficiau chiar și de proceduri de masaj. Însă pandemia a lăsat astăzi încăperile centrului goale. Bătrânii așteaptă cu ardoare revenirea la rutina de altădată, când se adunau cu toții și își alinau singurătatea. Pentru că centrul de mai bine de 6 luni nu-i mai găzduiește, am luat legătura cu câțiva dintre beneficiari ca să le aflăm povestea și să vedem cum își mai petrec timpul în solitudine. Который день, который месяц не появляются бенефициары утром к чаю, не слышно песен в доме том, ни музыки. Viața mea tare уже то fost toată vremea, dacă 61 de ani am, de când s-o stâns soțul din viață. Noi suntem acasă, cel mai bun prieten e televizorul. Eu vă spun adevărul, adevărul. Dacă mă credeți, nu mai învârtim, nu mai știm că eu trăiesc acolo într-o cuhnă. La ei 86 de ani, tanti Liza, cum îi se zice în sat, își găsea unica mângâiere în centrul de zi din localitate. Ne-a mărturisit că viața ei a fost o adevărată dramă și că doar aici mai avea cu cine schimba o vorbă bună. Viața mea a fost tare urâtă. Dar cum? Eu am trecut cu bărbatul numai 6 ani și a murit. Am rămas cu 2 copii. Mă culcam la ora 2, la ora 4 mă sculam să gătesc mâncare și la grădiniță de a mi-i duce pe o femeie din mahal de acolo și mă chem să lucrez. Apoi și tinereța am avut eu, și bucurie am avut eu în viața mea. Însă doamna Elizaveta a găsit forța să meargă mai departe. Ajunsă la centrul de zi, aceasta ne-a mărturisit că aici este locul unde timpul parcă se oprește și se lasă dusă de emoțiile trăite cu semenii ei. Totuși, acum că e închis, bătrânica are o nostalgie după rutina de adineauri care o făcea să uite de griji și tristeți. 3 ani de zile de când și eu aici scolă, cu grămada. Da, mă iactă, da, m-am învățat, ne-am învățat. Aici la grămadă, da, mă deam acasă, cum ți-am spus, că eu dacă s-a acasă, dacă n-am ieșit eu cât am ieșit, am mai spus, am mai râs, am și mai eu cu. Dar dacă s-a acasă, eu sunt mută, n-am cine schimba o vorbă deloc. Moș Andrei este și el unul dintre beneficiarii centrului de zi. Dacă inițial a refuzat să calce pragul instituției ce găzduiește persoanele de vârsta a treia, acum duce dorul activităților de la centru. Și aici noi dansăm și în legătură cu asta m-a chemat ei singuri. Și eu parte la hor și la dansuri. Eu. Da, dansăm. Vă aduceți aminte de tinerețe? Ei, imposibil ca altfel noi suntem acasă, cel mai bun prieten e televizorul. Pentru doamna Tamila, centrul de zi a devenit a doua casă, pentru că de 10 ani își alină aici bătrânețele și singurătatea. În numele dorului care o macină, doamna Tamila a scris și o poezie dedicată personalului centrului. Ne zanimaimse iubimimi delami. Stăli для нас давно не накрывают, но теплые обеды, чистое белье нам регулярно на дом доставляют. Un lucru îmbucurător este că echipa Asociației Neo-Umanist nu a uitat de vârstnicii din localitate, așa că regulat le livrează prânzul cald acasă și le colectează hainele pentru a le spăla. Tanti Katia! Bună ziua! Bună ziua! Am adus prânzul. Vă mulțumim! Poftim! Mulțumim! Să aveți poftă!
Mulțumim mult! La revedere, tanti Katia! La revedere, fete! Mulțumim! Beneficiarii centrului de zi răsărit nu vin la centru, dar echipa neumanist le livrează prânzul zilnic acasă, la domiciliu. În prezent, 110 vârstnici beneficiază de livrarea prânzului la domiciliu. Asociația Neumanist, cât și Centrul de Zi Răsărit, este finanțat cu ajutorul unor programe oferite de Austria și Olanda.